Rio de Janeiro se vorbește portugheză. Rio de Janeiro înseamnă râu de ianuarie. Este numele unui oraș din sud-estul Braziliei și în același timp și al unui stat al Federației Braziliane. Adesea, în mod colochial, orașului se mai spune și Rio. Orașul este faimos pentru plajele sale Copacabana și Ipanema, cu hoteluri așezate de-a lungul lor, pentru imensa statuia lui Iisus Hristos, Mântuitorul de pe muntele Corcovado și pentru carnavalul său anual. Mâncare tradițională, feijão, cu siguranță hrana noastră preferată în Brazilia, înseamnă fasole, în portugheză, iar atunci când cer feijão în restaurant, primește o tocană de fasole neagră servită cu orez. Casacha, băutură celebră braziliană, numele local, pinga, nu e altceva decât trompon cu digresie de zahăr cu aromă puternică de coniac. Este una cărticică despre Granta. Aici este un motor Granta și se va să mă dă din Granta. Ca să da, ca să da, la motor Granta și vă să mă dă. Nu, nu pot citi, dar e bine. Aici este lacul Dracului. Aici se vede la lacul Dracului. Aici este cascada celui. Cele 7 Emirate ale Emiratelor Arabe Unite. Mâncare tradițională, orez cu pui, orez cu pește, salată, fatuc, gogol, salură. Tradiții, cultura și tradiția locale în Dubai sunt Bora Bora este ahima, care conține pește. Bora Bora în limba noastră înseamnă nou născut.
adesso in acqua. Isola Greca este conosciuta per la bucateria mediterranea dominata da produzione. Pesce, ulei de măsline, miere și brânzeturi de capră. Tradițiile de dans și sunete lire, instrumente specifice zonei. Oceanul Indian. Mâncarea tradițională se bazează pe pește cu orez și ciorbă de pește și cării de pește. Sunt cele mai joase insule. Aflate din jurul insulelor se găsesc sute de specii de pești, printre care pisica de mare, rechin, peștele papagal, peștele spadă și peștele archim. Atât. De unde ați găsit informațiile? Nu te înțeleg. De unde ați găsit informațiile? De unde?